Videoclipul de azi e unul pe care cineva l-a cerut în comentarii. Era în planul meu oricum, dar când am văzut că sunt câteva persoane care îl vor, am zis că o să-l mut înaintea altora pe care le aveam planificate. Așa că vă rog, oricând aveți sugestii, scrieți-mi în comentarii pentru că chiar vreau să știu ce vreți să vedeți. O să vorbim despre Richard Ramirez, criminalul în serie poreclit Night Stalker. This is a wicked, wicked world, and in a wicked world, wicked people are born. Ciudățenia în cazul lui nu stă neapărat în crime, ci în faptul că se credea un trimis al diavolului pe pământ și că a susținut până târziu în viață că tot ce a făcut nu a fost voința lui și că așa i-a fost comandat. Deși toată activitatea lui de criminal a durat mai puțin de un an, totuși a ucis 14 persoane și a reușit să bage frica în toată America. Richard Ramirez s-a născut cu numele Ricardo Leiva Muñoz Ramirez pe 29 februarie 1960 în Zodia Pești, care aparent e cea mai întâlnită zodie în rândul criminalilor în serie. Am mai găsit site-uri de astrologie care menționau și gemeni și săgetător, doar că pe majoritatea Zodia Pești era pe primul loc. Includ chestia asta cu zodiile strict pentru amuzament, nu e absolut nimic științific, nu vă simțiți prost, tata e săgetător. Revenind, Richard era cel mai mic dintre cei 5 copii al lui Julian și Mercedes Ramirez și cu toții trăiau o viață modestă în El Paso, Texas. Copilăria lui a fost una tipică de criminal în serie. Dacă ne uităm la diferitele semne pe care le aveau alți criminali în serie în copilărie, Ramirez le-a avut pe toate. Tatăl lui era un fost ofițer de poliție care devenise alcoolic și era foarte, foarte agresiv și cu soția și cu copiii. Bătăile deveneau uneori atât de insuportabile încât Richard, copil fiind, fugea de acasă și se ascundea într-un cimitir. O influență foarte puternică asupra lui a avut ovărul lui, Miguel Ramirez, poreclit Mike, care a luptat în războiul din Vietnam și care tot în Vietnam a abuzat și omorât zeci de femei, deci era el însuși un criminal în serie. Mike obișnuia să lege femeile de un copac, să le violeze și apoi să le decapiteze. După ce le omora, se poza alături de capetele victimelor și bineînțeles că s-a lăudat cu colecția lui de poze și la Richard, care avea numai 12 ani atunci. Richard a spus ulterior că pozele nu l-au speriat nicio secundă și că dimpotrivă l-au făcut să fie și mai interesat de poveștile lui Mike. Richard și Mike s-au apropiat foarte tare în perioada asta. Obișnuiau să consume alcool sau tot felul de alte substanțe și să stea de vorbă ore în șir despre experiențele lui Mike din război. Richard a fost de față când Mike și-a împușcat soția în cap pentru că avuseseră o ceartă. Din nou, a spus că nu a considerat situația traumatizantă și că pur și simplu i s-a părut interesant că a asistat la așa ceva. La vârsta de 13 ani, Richard s-a mutat împreună cu sora lui mai mare și soțul ei, Roberto. Roberto avea un hobby foarte interesant. Ieșea noaptea pe stradă și se uita pe geam în casele oamenilor în speranța că o să-i vadă goi. Nu știu dacă era interesat de femei sau de bărbați sau de ambele, dar evident că l-a luat și pe Richard cu el și foarte rapid a devenit o activitate pe care o făceau mereu împreună. Între timp, vărul lui Richard, Mike, a fost acuzat pentru moartea soției lui, însă în final a fost găsit nevinovat pentru că s-a considerat că e nebun. După ce a scăpat de proces, a reluat legătura cu Richard și a început să-i însoțească pe el și Roberto în plimbările lor nocturne. Tot când avea 13 ani, Richard începe să consume droguri foarte puternice și devine din ce în ce mai interesat de practici satanice. La un moment dat își găsește un job la un hotel, însă e concediat după ce e prins încercând să violeze o femeie care era cazată acolo. Din fericire însă soțul ei a intrat în cameră la timp ca să-l oprească pe Ramirez. Cu toate astea, femeia a ales să nu depună plângere. Când avea 22 de ani, Ramirez se mută în Los Angeles, unde se stabilește permanent și unde va comite toate crimele care o să-i aducă numele de Night Stalker. Prima crimă are loc pe 10 aprilie 1984. În acea seară, o fetiță de 9 ani pe nume May, care locuia împreună cu familia ei în același bloc cu Ramirez, căuta pe hol o bagnotă de un dolar pe care o pierduse. Ramirez a văzut-o, i-a spus că știe unde e bagnota și a condus-o către subsolul blocului. Acolo a bătut-o, a sugrumat-o și a lovit-o cu cuțitul până a omorât-o. I-a agățat corpul neînsuflețit de o țeavă și a fugit. Foarte mult timp, crima asta nu i-a fost atribuită lui, pentru că modul în care a operat diferă de toate atacurile lui următoare. Abia în 2016, polițiștii au stabilit că tot el e responsabil de moartea fetiței.
Câteva luni mai târziu, pe 28 iunie, Ramirez intră în casa unei bătrâne printr-o fereastră deschisă. A înjunghiat femeia de 79 de ani atât de tare, în special în zona gâtului, încât atunci când a fost găsită, capul ei aproape că nu mai era atașat de corp. Pe 17 martie 1985, Ramirez intră în casa Mariei Hernandez, o fată de 22 de ani pe care încearcă să o împuște. Din fericire, fata avea un set de chei în mână și din instinct și-a acoperit capul cu mâinile, iar glonțul a ricoșat de pe chei. Ramirez n-a observat și ea s-a prefăcut moartă până când el a plecat. În altă cameră era colega ei de apartament, în vârstă de 34 de ani, care a reușit să se ascundă doar că atunci când a vrut să verifice dacă Ramirez a plecat, a fost împușcată în cap și a murit pe loc. La mai puțin de o oră distanță, în drumul lui spre casă, o găsește pe Veronica Yu, o fată de 30 de ani, stând în propria mașină, o împușcă pur și simplu și dispare. Pe 27 martie intră într-o casă din care mai furase înainte și împușcă proprietarul, un bărbat de 64 de ani, în timp ce dormea. Soția lui, în vârstă de 44 de ani, care dormea în altă cameră, aude zgomotul făcut de împușcătură și se trezește. Ramirez o leagă, o bate și urlă la ea să-i spună unde sunt lucrurile de valoare din casă și bineînțeles că femeia îi spune. În timp ce Ramirez fura tot ce se putea din casă, femeia reușește cumva să se dezlege și pune mâna pe un pistol pe care soții l-aveau ascuns în casă. Din păcate însă, pistolul nu era încărcat, Ramirez și-a dat seama de ce voia să facă femeia, s-a enervat foarte tare și a împușcat-o. Din răzbunare, cred, a înjunghiat-o atât de tare post-mortem încât corpul ei era aproape de nerecunoscut. Înainte să plece, i-a scos și ochii pe care i-a păstrat într-o cutie de bijuterii ca pe un suvenir până când a fost prins. Foarte tragic mi se pare că cei doi soți au fost găsiți dimineața următoare de către fiul lor, care a chemat imediat poliția. Polițiștii au găsit urme de pantofi pe care le-au comparat cu urmele de pantofi găsite la locul celorlalte crime, și așa și-au dat seama că au de găsit o singură persoană, un criminal în serie. Pe 14 mai, Ramirez intră în casa lui Bill Doi, în vârstă de 66 de ani, și a nevestei lui paralizate, Lillian, în vârstă de 56 de ani. Pe Bill l-a împușcat imediat în față, iar pe Lillian a legat-o, a violat-o, după care a furat toate obiectele de valoare din casă și a fugit. Bill, din păcate, a murit imediat ce a ajuns la spital, însă Lillian, deși a suferit răni oribile, a supraviețuit. Pe 29 mai, Ramirez a furat o mașină pe care a condus-o până la casa a două surori în vârstă de 81 și 83 de ani. După ce le-a bătut pe amândouă, a violat-o pe femeia de 81 de ani care suferea și de un handicap, apoi a furat un ruj cu care a desenat pentagrame pe corpurile lor și pe pereții casei. Din păcate, numai una dintre surori, cea de 81 de ani, a supraviețuit. Ziua următoare a intrat în casa unei femei, Carol Kyle, de 42 de ani, care locuia împreună cu fiul ei de 11 ani. A încuiat băiatul în dulap, iar pe Carol a bătut-o și violat-o, în timp ce urla în continuu la ea să nu se uite la fața lui, după care din nou a furat tot ce era de valoare din casă și a fugit. Pe 2 iulie a intrat în casa lui Mary Louise Cannon, o văduvă de 75 de ani pe care a găsit-o dormind. A bătut-o până la inconștiență cu o lampă, după care a înjunghiat-o. Autopsia a arătat că Ramirez a continuat să o înjunghie mult timp după ce aceasta murise deja. La doar 3 zile după acest atac, intră într-o casă la întâmplare, unde o găsește pe Whitney Bennett în vârstă de 16 ani, care din nou dormea. După ce o lovește de repetate ori, caută un cuțit în bucătărie ca să o înjunghie, dar nu găsește niciunul și încearcă să o sugrume cu un cablu de telefon. Din cablu însă încep să sară scântei, și Ramirez interpretează asta ca pe un semn divin, crede că Iisus a vrut să-i salveze viața fetei, așa că o lasă în pace. Din fericire, fata supraviețuiește, deși a avut nevoie de 478 de copci. Pe 7 iulie, Ramirez o omoară pe Joyce Lucille Nelson, călcând-o cu toată forța pe față. Femeia de 60 de ani n-a avut nicio șansă și a murit pe loc. Polițiștii au găsit imprimată pe fața ei aceeași urmă de pantof pe care au găsit-o și la locul celorlalte crime. Imediat după, Ramirez intră în casa lui Sophie Dickman, în vârstă de 63 de ani, pe care din nou o bate și îi cere să-i spună unde sunt toate lucrurile de valoare. Sophie insistă că, în afară de bijuteriile pe care el le luase deja, nu mai are nimic de valoare în casă și Ramirez îi cere să jure pe Satana. Pe 20 iulie intră în dormitorul lui Maxon și Lila Needing,
pe care îi împușcă în timp ce dormeau și după le mutilează efectiv corpurile cu o macetă pe care doar ce și-o cumpărase. Pentru că atacul ăsta apare nu era suficient pentru o singură zi, pe la aproximativ 4 dimineața intră în casa familiei Covenant. Imediat cum intră, îl împușcă pe soț, omorându-l pe loc. Pe soție a bătut-o și violat-o și a tărât-o de păr prin toată casa ca să-i arate unde sunt obiectele de valoare. În timp ce făcea asta, țipa la ea să jure pe satana că nu ascunde bani de el. Pe 8 august intră în casa altor soți și procedează exact la fel. Împușcă imediat soțul, dar lasă soția în viață ca să-l conducă la locul unde sunt banii și bijuteriile. Băiețelul de 3 ani al cuplului intră în dormitor în timp ce se petrecea totul. Ramirez îl leagă și îl pune să se uite în timp ce îi abuza sexual mama. Dar din fericire și băiatul și mama sunt lăsați în viață și după ce Ramirez fuge, mama își trimite băiatul în vecin după ajutor. Pe 18 august pleacă din Los Angeles către San Francisco, unde găsește casa a doi soți în vârstă de 66 și 62 de ani, Peter și Barbara Pan. După ce îi împușcă pe amândoi, folosește din nou un ruj ca să deseneze o pentagramă pe un perete din dormitor, și după fuge. Din urmele de Adidas găsite în casa celor doi soți, polițiștii și-au dat seama că ucigașul din San Francisco e același cu cel din Los Angeles. Poliția a analizat urmele mai în detaliu și și-au dat seama că Adidas și respective aparțin firmei Avia, așa că au contactat fabrica și li s-a spus că modelul respectiv a fost fabricat în doar 6 exemplare în mărimea pe care o purta Ramirez. 5 dintre ele au fost transportate în Arizona și o singură pereche a fost vândută într-un magazin din Los Angeles, deci era clar că perechea aceea aparține criminalului. Era o pistă foarte bună de urmat și cel mai probabil ar fi condus imediat la Ramirez, doar că primarul orașului San Francisco de la vremea aceea, Dianne Feinstein, a făcut toate aceste informații publice. Detectivii erau foarte nervoși, pe bună dreptate, pentru că era clar că Ramirez își urmărește toată povestea în media. Majoritatea criminalilor în serie fac asta pentru că pentru majoritatea e prima dată în viață când primesc atâta atenție, nu contează că e cât se poate de negativă. Pe 24 august, într-un orășel din sudul Los Angelesului, Ramirez intră în curtea lui James Romero Jr. Fiul acestuia era treaz și când a auzit zgomote venind dinspre curte și a trezit imediat părinții. Ramirez s-a speriat și a fugit, dar tatăl a fugit după el și a reușit să vadă marca, culoarea și o parte din numărul de înmatriculare al mașinii. A sunat imediat la poliție și a raportat incidentul crezând că e vorba de un simplu hoț. Nu cred că s-a gândit nicio secundă că era la un pas să se întâlnească cu Night Stalker. Imediat după, Ramirez găsește casa logodnicilor Bill Carnes și Inez Erickson. Pe Bill l-a împușcat în cap de 3 ori, după care s-a îndreptat către Inez, pe care a bătut-o cu pumnii țipând la ea să jure că-l iubește pe satana, după care a violat-o. A furat tot ce era de valoare din casă și a plecat, însă nu înainte să-i spună lui Inez că el e Night Stalker. Bill a fost transportat de urgență la spital, i-au fost scoase gloanțele și a supraviețuit. Și acesta a fost ultimul atac al lui Ramirez, sau cel puțin ultimul confirmat. Ramirez și-a abandonat mașina pe 28 august și când a fost găsită de poliție, aceștia și-au dat seama că e vorba de mașina pe care a raportat-o James Romero Jr., și având în vedere zona în care stătea el și faptul că în zona aceea acționa Night Stalker, s-au gândit că poate mașina are o legătură cu el. Deși Ramirez a încercat să șteargă toate urmele din mașină, polițiștii au găsit totuși o amprentă pe care au băgat-o în baza de date și rezultatul a fost că acea amprentă aparține unui anumit Richard Ramirez. El era în baza de date a poliției pentru că fusese prins cu mai mult timp în urmă furând o mașină și în momentul acela i s-au făcut și poze. Polițiștii au chemat-o pe Inez să vadă pozele și ea, bineînțeles că a confirmat, acela era bărbatul care a atacat-o, deci era clar, Richard Ramirez este Night Stalker. Poliția a publicat imediat pozele cu mesajul Night Stalker are acum o față, nu se mai poate ascunde. Pe 30 august, Ramirez ia un autobuz către Arizona ca să-și viziteze fratele. Nu știu exact de ce, dar nu se mai întâlnește cu fratele lui acolo, așa că în dimineața următoare ia un autobuz înapoi spre Los Angeles. Când s-a dat jos din autobuz, a intrat într-un magazin unde toată lumea se holba la el. Un grup de femei a arătat către el și au strigat El Matador, adică criminalul în spaniolă. În momentul ăla a fugit din magazin, dar toți oamenii din magazin au început să fugă după el. A încercat să fure o mașină, dar nu a reușit, așa că a continuat să fugă prin curțile oamenilor până când un bărbat nervos că cineva încalcă proprietatea l-a lovit cu o scândură. Imediat l-au ajuns din urmă și oamenii nervoși din magazin,
Au sunat la poliție și l-au bătut pe Ramirez până când a venit poliția și a trebuit să-l smulgă efectiv din mâinile lor. În ceea ce privește procesul, la prima lui înfățișare, Ramirez și-a desenat o pentagramă pe mână și a țipat în fața tuturor: "Trăiască Satana!" Aparent a fost auzit de câțiva paznici când zicea că vrea să strecoare un pistol în sala de judecată și să-l împuște pe procuror. Evident că s-au luat măsuri imediat, s-au pus detectoare de metal peste tot, toată lumea care intra era percheziționată. În dreptul american, în sistemul anglosaxon mai bine spus, există ceva numit juriu. Sunt un grup de oameni care asistă la judecată și au rolul de a da un verdict imparțial. De obicei sunt 12 persoane care nu trebuie neapărat să aibă studii de drept și sunt acolo ca să exprime vocea publicului. Ei bine, la puțin timp după afirmația lui Ramirez legată de procuror, una dintre membrele juriului moare împușcată. Toată lumea se gândește că poate Ramirez a rugat pe cineva din exterior să facă asta, doar că s-a descoperit ulterior că de fapt femeia fusese împușcată de partener, care s-a sinucis la puțin timp după. Procesul a durat mult, dar în final, pe 20 septembrie 1989, Ramirez a fost găsit vinovat de 13 infracțiuni de omor, 5 tentative de omor, 11 violuri și 14 infracțiuni de furt. A fost condamnat la pedeapsa cu moartea prin gazare și reacția lui a fost, citez, "Mare chestie, ne vedem la Disneyland." Nu știu cum să interpretez asta. Mi s-a părut foarte interesant că procesul lui a fost cel mai costisitor din istoria Statelor Unite până la vremea aceea. Dar, ca și în cazul lui Bundy, nu toată lumea a fost fericită că Ramirez a fost condamnat. Avea și câțiva fani. Una dintre aceștia este o femeie numită Doreen, cu care Ramirez urma să se căsătorească în 1996, cât timp era, bineînțeles, închis. Doreen dădea mereu interviuri legate de el și spunea că o să-și ia viața dacă Ramirez pățește ceva. Așa că Ramirez urma să-și petreacă tot restul vieții în death row, adică să stea în închisoare așteptându-și execuția. În California însă timpul de așteptare e foarte îndelungat, așa că execuția lui n-a apucat să aibă loc. După 23 de ani petrecuți în închisoare, la vârsta de 53 de ani, Richard Ramirez moare de cancer. Experții spun că dacă ar mai fi trăit, execuția lui ar fi avut loc cel mai probabil când el ar fi avut 70 de ani. Și cam asta e tot ce știm despre Night Stalker. Deși au trecut mulți ani de atunci, încă sunt multe opinii despre caz. Unele persoane spun că nu ar fi meritat o moarte naturală și că statul California a eșuat pentru că nu l-a executat când a avut ocazia. Alte persoane spun că era evident că era nebun și că ar fi trebuit internat, nu închis. În fine, o să mă opresc aici. Dacă vi s-a părut interesant, nu vă zic neapărat să dați like sau subscribe. Dar ați putea. A few moments later. 12 seconds later. Câteva luni mai târziu, pe 28 iunie, Ramirez... Câteva luni mai târziu, pe 18 august, Ramirez pleacă din Los Angeles către San Francisco, unde găsește casa a doi soți în vârstă de 66 și 62 de ani, Peter și Barbara Pan. Peter Pan? Îl chema Peter Pan? Îl chema Peter Pan? Frumos.